Se pregătesc controle masive din partea fiscului. Oricine produce venit fără să plătească taxe va avea de-a face cu inspectorii, de la manicuristele și profesorii care dau meditații până la marea evaziune din Vâmb și Portul Constanța. Fiscul a pus gând rău tuturor. Ce sume trebuie strânse urgent la buget și cum vor fi controlați românii? Discutăm acest subiect în minutele care urmează. Ni se alătură și domnul Lucian Heiuș, președinte ANAF. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Domnule Heiuș, de câteva zile, de câteva săptămâni ieșiți pe toate canalele de televiziune și transmiteți că aveți această responsabilitate să faceți controle, să aduceți bani la buget. Știu că puneți mare accent pe prevenție, ca oamenii să știe, să fie responsabili, da? Să știe că au de plătit și niște dări către stat și să se intre în legalitate, dacă vorbim de exemplu de profesori, de cei care câștigă din fel de fel de activități. Vreau să vă întreb dacă în săptămânile astea a simțit așa vreo schimbare, dacă oamenii au început să contribuie mai mult sau s-a întâmplat ceva sau așteaptă pur și simplu să fie amendați ca să se achite de responsabilități. Bun, misiunea ANAF-ului este colectarea eficientă a impozitelor, taxelor și contribuțiilor. Asta este lucru pe care noi trebuie să-l facem. O creștere a colectării impozitelor poate să fie făcută și acționăm pe mai multe planuri. În primul rând, vrem să creștem conformarea voluntară atât la declarare cât și la plată și în același timp să reducem evaziunea fiscală. Cele două mergând mână în mână pentru a reuși să colectăm cât mai multe impozite și taxe. Eu țin foarte mult pe creșterea gradului de conformare voluntară la declarare și la plată și astăzi vă pot spune că discutăm undeva la un grad de conformare voluntară la declarare de 95,56%, iar o conformare voluntară la plată de doar 87,16%. Deci există o diferență între cele două. Și doar în primele 4 luni ale anului s-au acumulat arierate curente de circa 12 miliarde de lei. În același timp trebuie să recunoaștem că evaziunea fiscală este un flagel a economiei românești ai ultimilor ani și parcă ea se accentuează din ce în ce mai mult. Și aici trebuie să acționăm cu foarte multă fermitate pentru că această infracțiune, de fapt, creează și perturbații în mediul economic. Nu este normal ca agenții economici care își plătesc impozitele și taxele să se concureze pe aceeași piață și cu aceleași produse cu alți agenți economici care nu respectă și au un comportament fiscal necorespunzător. Da, foarte corect, dar instrumente aveți, domnule Heiuș, să faceți acest lucru, pentru că e o lege care a intrat în vigoare cu evazioniștii, nu? Care nu mai fac pușcărie. Dacă fac evaziune până în 100.000 de euro, își plătesc amendă, plătesc o amendă și dacă își plătesc prejudiciu, nu se mai duc la pușcărie. Sau dacă plătesc cu 20% mai mult decât prejudiciu, nu mai pățesc absolut nimic. Aveți instrumente? Adică spuneți că ei își declară veniturile, dar nu prea plătesc toți. Nu, nici declararea nu este 100%. Nici declararea, da. 95,6. Plus că cei care fac evaziune fiscală, care efectiv nici nu declară nimic, care lucrează totul la negru, care este o altă categorie. Instrumente există tot timpul și niciodată nu sunt destule. Bineînțeles că încercăm să modernizăm ANAF-ul și suntem într-un plin proces de digitalizare, încercăm să ținem pasul întotdeauna cu cei care fac evaziune fiscală și recunoaștem și toți specialiștii care sunt la dumneavoastră în emisiune confirmă acest lucru și atunci trebuie să acționăm și pe metode legislative, să încercăm să corectăm niște legi care permit să facă acea optimizare cumva fiscală. Din păcate, ANAF-ul în ultimii ani a fost cumva subfinanțat. La antifraudă discutăm de vreo 800 de inspectori antifraudă. La București, dădeam un exemplu, București-Ilfov, există 450.000 de agenți economici, persoane juridice, iar ca și inspecție fiscală avem 180 de inspectori. Deci nu aveți inspectori, nu, ANAF-ul nu e prea modernizat, digitalizarea abia acum se face, deși s-au tot alocat bani pentru asta. Nici legea nu vă ajută, pentru că aminteam, de ce evazioniștii, de ce până la urmă, de ce să plătești taxele la stat? Că dacă te prinde inspectorul, plătești tot prejudiciu și o amendă și ai scăpat de orice responsabilitate. Asta e problema. O singură dată, la evaziunea și la evaziunea fiscală mică, la până la 100.000 de euro. Discutăm la mare evaziune fiscală și de fapt noi acolo trebuie să ne îndreptăm.
toate analizele pe care le fac toate agențiile internaționale, de exemplu, vă dau exemplu la TVA, discutăm undeva de un 33-34% evaziune la TVA, care înseamnă în jur de 8 miliarde de euro pe an. Deci acolo eu aș vrea și îmi doresc ca să ne îndreptăm toate resursele spre marea evaziune fiscală, să ne îndreptăm unde este într-adevăr o masă impozabilă mare și care nu este la ora actuală scoasă la suprafață. Avem instrumente, ne dorim mai multe, facem pași importanți în acest sens. ANAF-ul este dotat și este pregătit, dar întotdeauna vrem să avem mai mult și este normal să fie așa. Da. De exemplu, trecem anul acesta, foarte mult vom încerca să migrăm inspecțiile fiscale spre inspecții fiscale documentare. Încercăm să facem analiza de risc cât mai bine și să identificăm agenții economici care într-adevăr fac evaziune fiscală, să ne îndreptăm asupra lor și să avem rezultate cât mai bune. Nu are rost să mergem la un agent economic la care mergem, îi facem un control și constatăm că el a avut un comportament fiscal corect. Nu este normal nici să-l deranjăm activitatea, pentru că el își îndeplinește obligațiile să hărțuiți oamenii, așa, fără motiv. Noi, exact, și ne irosim și noi niște resurse. Așa este, domnule. Sunt multe lucruri pe care le vom face, le avem, s-au făcut și le vom face în viitor cu un ritm mult mai accelerat. Da, domnule Ialomițeanu, ați condus Ministerul Finanțelor, ați avut în subordine ANAF-ul. De ce discutăm și la nivelul 2022 de digitalizare și de modernizare a ANAF-ului? Pentru că nu s-a dorit. Chiar în 2012 a fost semnat un acord cu Banca Mondială pentru modernizarea ANAF-ului. Vreau și eu să-l salut pe domnul președinte Iuș, care îi doresc mult succes. N-are o perioadă foarte bună, dar e un bun profesionist și sunt convins că va face treabă foarte bună la ANAF. Dar e nevoie de o colaborare și cu Ministerul de Finanțe, cu Ministrul de Finanțe, cu Directorul de Mari Contribuabili și cu vicepreședintele de la VAMA, pentru că trebuie să fie o echipă care să tragă la aceeași căruță. Adică n-aș vrea ca ministrul de finanțe să transmită plan către ANAF și să se oprească acolo. Trebuie o echipă și trebuie o susținere politică foarte puternică. Da, domnule Ialomițeanu, cum funcționează controlele astea? Dacă se duc inspectorii domnului Heiuș, da, la mari evazioniști care sunt poate prieteni cu politicienii și încep să dea telefoane, cum funcționează controlul mai departe? Aici trebuie o susținere politică și sunt convins că primul ministru îl va susține pe domnul președinte Iuș. Uitați, de exemplu, s-au dus la Dragonul Roșu, controle. Nu cred că ar trebui să se oprească inspectorii să dea amenzi, să vadă firmele alea cum funcționează și de unde se aprovizionează. Și, de exemplu, vin legume, fructe. Vedem în piețele agroalimentare venite foarte multe legume, fructe din multe țări, din zona Uniunii Europene, achiziții intracomunitare. Acolo, sigur că tot ce se vinde în piețele agroalimentare venite, mărfuri venite din spațiu comunitar, nu s-au plătit TVA-ul. Dar trebuie mers până la capăt, adică să se vadă de unde se aprovizionează. Eram la Brâul, la Academia de Finanțe, în 2001 și era un reprezentant al gărzii financiare din Germania și spunea, facem controle banale la cei mici ca să ajungem la cei mari, nu să-i amendăm pe cei mici. De multe ori și antifrauda și mai erau și de la garda financiară, se duceau la cei mici, dădeau amenzi și veneau să băteau cu pumnul în piept că au rezolvat. Nu, trebuie dus până la capăt. Și domnul Iuș, fiind specialist, a fost director la Hunedoara, a fost la regionala de finanțe de vest, are experiență, dar trebuie să aibă susținere și legat de digitalizare, sigur, este bine să se facă, pentru că prin digitalizare poți să observi dacă a declarat mai puțin, dar nu găsești firmele fantomă. Și aici trebuie iar o colaborare și cu poliția și cu alte instituții, trebuie o colaborare, că singur peste noapte nu poți să facă. Da, și până la urmă, pe tot lanțul ăsta, cu poliția, cu politicienii, găsești pe undeva vreo protecție ca să nu mai meargă controlul până la capăt? Sigur că și în alte, dar nu trebuie pornit de la ideea asta. Pornim de la ideea asta, pentru că nu există nicio explicație. De ce mari evazioniști scapă de fiecare dată? De ce, dacă n-au protecție politică? Asta e întrebarea. Pentru că noi am tot discutat despre manicuriste, despre profesori. Acolo e mică evaziunea. Haideți, domnule ministru, mai doar o secundă. Vă rog, domnule Demețov. Numai 20 de secunde. În 2011, în decembrie, și domnul președinte știe, aveam un minus de 3 miliarde în casări.
și am trimis garda financiară, i-am trimis la cei mari contribuabili. Vă spun că au plătit, am încasat 4 miliarde, iar în ianuarie 2012 am avut excedent 1 miliard. Vă spun că nu m-a sunat niciun politician și niciun ministru sau prim-ministru sau președinte, niciun ambasador. Dar există un instinct de conservare în cadrul ANAF-ului să nu se ducă la cei mari, dar de aici trebuie curaj dat de ministru și de președintele ANAF-ului și chiar primul ministru să le dea mai mult curaj celor din ANAF. Da, exact asta voiam să spun, domnule Ialomițeanu, și îl salut pe domnul Heiuș, că prima declarație, sau între primele declarații pe care domnul Heiuș le-a făcut în momentul în care a fost numit președinte ANAF, a fost că ne vom duce direct spre marea evaziune. Adică eu aici am văzut o diferență de contrast, de exemplu, între o abordare anterioară în care discuția fusese hai să impozităm chelnerii, hai să impozităm a treia mașină, hai să impozităm al treilea apartament, și declarația domnului Heiuș, care a venit țintit și a spus, domnule, marea evaziune este cea care ne preocupă. Haideți să-i dăm un pic de timp domnului Heiuș. Nu are nici o săptămână de când este președinte ANAF. Deja am văzut control la Dragonul Roșu. Dumnealui a spus foarte ferm că marea evaziune este obiectivul principal și că nu manicuristele, profesorii. Sigur că fiecare om trebuie să-și plătească impozitele în funcție de cât câștigă. Suntem de acord și cu asta. Dar nu să sufocăm, dacă vreți. Și atât instituția statului, ANAF-ul, prin a-i pune să controleze 3 lei, cât și aceste categorii sociale, domne, care refulează un pic în partea asta. Eu sunt de acord că trebuie să plătească. Nu, să nu mă înțelegeți greșit. Oamenii trebuie să plătească impozitele corecte. Dacă un profesor are 2400 de lei salariu, un profesor debutant are 2400 de lei salariu și mai câștigă 1000 de lei din meditații, parcă nu e la primul. Nu câștigă doar atât, domnule. Da, ok, de acord. Câștigă mai 1000 de euro. Da, doamna Cilu, 1000 de euro, 1000 de euro din meditații, dar parcă nu te duci la primul. Și nu sufoci ANAF-ul cu totul ca să se ducă peste 250.000 de profesori să-i zguduie, să vadă dacă... Da, că miliardele sunt în altă parte. Exact, asta vreau să... Toată lumea să-și plătească, suntem de acord. Dar hai să începem cu marea evaziune. Și ajungem ușor, după ce am rezolvat celelalte probleme, după ce rezolvăm problemele stringente, ajungem și la celelalte, sigur că da. Domnule Heiuș, voia să interveniți. Dacă îmi permiteți. Eu vreau să vă spun ce am făcut, nu ceea ce voi face. În urmă cu 2 săptămâni, 2 zile, toată antifrauda din toată țara au făcut controle la firmele care importă sau fac achiziții intracomunitare și livrează apoi angro, legume și fructe. N-am mers la niciun comerciant cu amănuntul. Ne-am dus acolo unde, într-adevăr, spunea și domnul ministru Ialomițeanu, că se produce fenomenul evasionist la scară mare. Și rezultatele au fost foarte bune. Și ce ați găsit acolo, domnule Heiuș? Ce ați găsit acolo? Ați dat amenzi? Foarte mult, bineînțeles, de peste 3 milioane de lei, 300 și vreo 50 de amenzi, marfă fără acte, tot ceea ce se găsește și ce bănuiam că se întâmplă în aceste mari centre angro de legume, fructe. Legat de manicuriste, de profesori, ANAF-ul a făcut o campanie de prevenție. În, de exemplu, în județele Cluj și Sibiu, doar în cele 2 județe din toată țara a fost acest proiect prin care s-au trimis o scrisoare către profesor, prin care se spunea că în cazul în care obțin venituri din meditații, trebuie să-și facă un PFR să plătească impozit. În județele Brașov și Constanța, fiind județe cu un grad ridicat de turism, li s-au trimis scrisori acasă potențialilor contribuabili care închiriau locuințe pe un sistem hotelier sau un alt mecanism. Bun, și acum dumneavoastră așteptați ca acești oameni să înceapă să-și facă... Iar în București și în Ilfov am trimis la aceste saloane de înfrumusețare. Trebuie să facem prevenție, trebuie să informăm contribuabilii. Nu trebuie, da, domnule Heiuș, dar credeți că ei nu știu că trebuie să plătească impozite? Toată lumea știe că trebuie să plătească impozite, dar a mers așa până acum. Nu i-a întrebat nimeni de nimic. Cu toate astea, demersurile ANAF-ului sunt mai mult decât lăudabile. Și ceea ce spune domnul... Scopul nostru nu este să dau amendă, ci să creez un comportament fiscal cât mai conform a fiecărui agent economic din România. Dar apropo de profesor, cum ar putea să intre inspectorii în case peste ei să-i verifice? Cum s-ar putea face verificarea? Bună întrebare. Eu am mai spus la celelalte emisiuni, nu o să trimit niciodată controlul la un profesor să vadă ce face. Dar și profesorul respectiv trebuie să înțeleagă că dacă obține niște venituri din meditații, și credeți-mă că sunt situații în care se obțin venituri foarte mari în centrele universitare, este normal să plătești un impozit pe acele sume. Nu este nimic anormal. Da, domnul președinte, Heiuș,
Numai puțin. Aveți o prevedere în codul fiscal după 2011 care se aplică. Dacă este o diferență între venituri și creșterea averii de 50.000, puteți interveni. Și ar fi bine să apelați la acest instrument juridic, poate aveți mai mult succes dumneavoastră. Da, deci așa îi pot întreba pe profesor, de unde ți-ai luat mașini și case? Da, sunt dacă salarii e... Vă rog, domnule senator. Sunt rare cazurile în care un profesor se îmbogățește la nivel de case și mașini. Păi la nivelul centrelor universitare, uitați ce spune domnul președinte. În general, profesorii, pentru că vorbim de profesori în țară și în preuniversitar. Și au cât? 1000 de euro pe lună. Banii ăștia se întorc în consum. Banii ăștia de cele mai 1000, 2000 de euro pe lună. Doamne, de acord. 3000 de euro pe lună. Doamne, 5000 de euro pe lună. De deja, acord. Da, mă, deja Florin, se asume exagerez. Mari, da, exact, exagerez. Deja ți-e casă. Intenționat. Dar banii ăștia se întorc în consum pentru că oamenii trăiesc cu banii. Își plătesc facturile la curent. Da, își doamne, dar să plătească și taxe. Plătește toată lumea. Să plătească. Dar asta spun. Banii se întorc în consum. Poate o soluție ar fi, da, domnul președinte Heiu știe cel mai bine, poate o soluție ar fi o gândirea unui impozit unic sau forfetar care să îl stimuleze pe profesor să plătească. Deci în momentul în care un profesor înființează un PFA, poate să opteze pe perfect venitul real sau pe o normă de venit. Perfect, asta trebuie explicat mai mult, domnule președinte. Perfect. Deci noi asta am făcut prin această campanie de informare. Da, nu altceva, n-am controlat pe nimeni, doar i-am informat. Și asta vom face în continuare. Deci ceva acolo, dar măcar să plătească și ei, domnule senator. Iar... Îl felicit pe domnul director, o atitudine excepțională când vine vorba și despre profesor. Să nu credem că un profesor din preuniversitar de istorie încasează bani pe meditații. Să nu credem că un profesor de geografie sau de educație fizică, sau de educație fizică încasează bani pe meditații. Aici vorbim doar de două, maxim trei discipline, matematică, limba și literatura română, fizică, chimie, limbi străine, în cazul în care și aici vorbim doar de elevii care sunt de clasa a 11-a și a 12-a. Deci niciun caz nu putem să vorbim aici de o evaziune fiscală. În altă parte, și mă bucur atitudinea domnului director care a spus foarte clar că nu va merge niciodată peste un profesor. Îi poți depista, sigur că între ei există și profesori care sigur vor face anumite reclamații și atunci cu siguranță că vor interveni cei care ar fi trebuit să intervină. Veșnicii sicofani. Că unii exact, mai mult decât exact. Dar nu aici este evaziunea fiscală și mă bucur foarte mult că domnul director a lămurit această situație a profesorilor sau a manicuristelor. În altă parte este evaziunea fiscală și avem nevoie de o colectare foarte bună. Mai mult de atât, tot la fel în aceeași notă de felicitări, este faptul că nu vor mai exista controle repetate la cei care într-adevăr își plătesc la timp impozitul și dările către stat. Pentru că nu pentru prima dată am asistat la lucruri în care anumiți reprezentanți sau angajați ai ANAF-ului merg consecutiv la anumite firme doar pentru a le mai spune bună ziua sau mă rog, nu știu din ce, poate ce motiv. Poate cine știe din ce motiv. Da, o capeluță, o ceva. Nu, sau... Am încercat să fiu elegant. Pentru a-i bloca activitatea în detrimentul unui concurent. Care am încercat să fiu elegant. Nu trebuie să uităm și domnul director știe, domnul ministru știe, dumneavoastră, domnule senator, știți mai bine decât mine faptul că marile corporații realizează niște venituri fantastice, dar ce să vezi, contribuția la bugetul de stat, și în România și în orice altă țară a lumii, este asigurată majoritar de către întreprinderile mici și mijlocii. Adică de oameni care au afaceri cel mult mijlocii, în niciun caz marile corporații, care întotdeauna plătesc extrem de puțin. Îmi cer scuze că vă întrerup și vă contrazic. Vă rog. Direcția Generală de Mari Contribuabili, care gestionează astăzi 3600 de societăți cele mai mari din România, asigură 48% din total încasări la bugetul general consolidat. Societăți românești sau doar care desfășoară activitatea în România? Deci multinaționale. Grosul vine de la multinaționale. Mult blamatele multinaționale. Fiscalității foarte clar. Neutralitatea impozitului. Pe noi nu ne interesează forma de capital sau natura capitalului. Impozitul se aplică uniform, indiferent cine este. Perfect. Vestea mă bucură, dar dacă nu vă interesează, atunci se naște întrebarea mai mult sau mai puțin retorică. Domnul ministru corect spunea că angajații instituției au o reticență în a merge la marile corporații, au o reținere. Dacă nu interesează, de ce există această reținere? Eu știu foarte bine ce a spus domnul ministru, pe care îl a fost chiar șeful meu într-o perioadă și cunoaște și care este o persoană extrem de respectată de toată lumea. Nu putem avea decât cuvinte de laudă despre activitatea domniei sale.
Dar deci sunt de aceeași părere. Există, nu există nicio reținere. Direcția General de Mari Contribuabile are 360 de inspectori fiscali care fac controle la aceste mari societăți din România. Bineînțeles că specificul unei societăți, unei societăți mari, diferă de o societate mică sau mijlocie. Și ăsta este unul din motivele care de la 1 iulie, de exemplu, acest t-shirt standard de control SAFT-EU devine obligatoriu pentru mari contribuabili. Și ne va ușura foarte mult munca celor din inspecție, putând să aibă acces la toate datele companiei, doar accesând această declarație pe care o să o depună marii contribuabili. Am înțeles, domnule Heiuș. Silviu Sergiu. Da, eu aș fi interesat și mi-ar plăcea ca atunci când are loc un control de amploare al ANAF-ului, cum a fost cel la Dragonul Roșu de săptămâna asta, jumătate din magazine, din standuri, să nu mai fie închise. Adică, înainte să ajungă controlul... Deci cine anunță, domnule Heiuș? Înainte să ajungă controlul... Haideți să vă spun. Și eu știam același lucru pe care îl spune și domnul Silviu. Și am luat decizia și inspectorii de la antifraudă au avut temă că acolo unde găsesc obloanele trase să sigileze acele depozite și vă spun, în jumătate de oră toate au fost deschise. Pentru că nimeni n-a acceptat să stea cu el sigilat și să vină a doua zi și să facă inventarul fiscal. Dar întrebarea totuși, că întrebarea până la urmă rămâne. S-a aplicat o soluție, că până acum... Dar întrebarea rămâne, cine din fisc a trâmbițat despre acest control? La protecție internă trebuie să mai lucrați un pic, poate. Nu? Întrebarea domnului Silviu Sergiu este extraordinar de bună. Toată lumea cunoștea această procedură, ceea ce aruncă o pată fantastică asupra NAF-ului, dar ceea ce ne spune domnul director este puțin spus lăudabil. Jos pălăria și dacă veți continua așa, da, veți avea și rezultate. Bun, eu cred că domnul președinte va continua pentru că nu are control. Nu sunt bani la buget și oamenii care toată responsabilitatea aplicată. Au deplătit lucruri, da. Voi continua pe același rind pentru că de asta am acceptat să fiu președintele ANAF-ului. Da, domnule Heiuș, cum rămâne cu evaziunea din portul Constanța, din Vămi? Am înțeles că scanerele nu prea funcționează pe acolo, cântarele nu prea funcționează. Este o problemă, dar nu pot eu să mai discut despre acest aspect, pentru că știți că de la 1 aprilie a fost înființată Autoritatea Vamală Română și Vămile au fost scoase de sub autoritatea ANAF-ului. Astăzi este o altă agenție, APR-ul, care... se ocupă strict de partea de vamă. Eu, ca și președinte ANAF-ului, nu mai am nicio competență. O întrebare, în domnule moment. Președinte. Da, domnul ministru. Domnul președinte, președintele de la Autoritatea Vamală are și plan de încasări? Știți foarte bine că da. Ar trebui să discutați cu ministrul de finanțe și Autoritatea Vamală să aibă plan de încasări. Când eram ministru, știți foarte așa bine, e. Coordonați o direcție județeană foarte performantă. Chiar vă ceream să dați plan de încasări și la cei din Inspecția Fiscală și cei de la Garda Financiară și de la Vamă. De-aia vreau să fie o echipă, iar bun, dar am o întrebare, domnule Ialomițeanu, domnule Heiuș. Bun, s-au spart aceste instituții. Noi vorbim despre aducerea de bani la buget, da? Da, e o decizie bună oare? Păi nu știu, e o decizie bună sau nu prea e? Domnul președinte Heiuș, spuneți-ne, în opinia dumneavoastră, e o decizie bună că s-a înființat această autoritate vamală și a fost scoasă de sub ANAF? N-are. Da, mi este greu să fac un asemenea comentariu. A fost o lege aprobată în Parlament. E adevărat. Parlamentul este formul legiuitor. Noi respectăm acest mecanism. Deci nu prea sunt de acord. Deși toată lumea știe despre evaziunea din portul Constanța, da, din Vămi, că sunt acele scanere nefuncționale de atâta timp. Dacă mă ascultați puțin, domnule Heiuș, da? Deci toată lumea știe ce se întâmplă prin Vămi și cu toate astea e o liniște totală la această instituție despre care vorbiți dumneavoastră. Eu vă pot spune doar declarația pe care a avut-o domnul ministru al finanțelor, care a garantat că până la sfârșitul anului toate vămile din România vor fi dotate cu scanere funcționale. Deci să-l credem pe domnul Cuciu. Nu, aici vă pot da eu câteva detalii. Numai o secundă, domnule Ialomițeanu. Da, aici vă pot da eu câteva detalii pentru că am scris un articol. Există un fond al Comisiei Europene de Dezvoltare și de
utilarea punctelor de vamă cu aceste echipamente și s-au înțeles, mă rog, actorii din UE pe el și va deveni operațional în foarte scurt timp, dacă nu cumva a și devenit în ultimele două luni, n-am mai documentat, dar probabil că lucrurile... Deci se vor face achiziții. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care decuplarea instituțiilor e bună. Dar de ce nu s-au făcut până acum? Asta e întrebarea. De ce nu s-a făcut? Tu știi că e evaziune masivă în vâm, da? Și îl ții niște scanere nefuncționale. Vă aduceți aminte de drogurile alea care plăteau pe... Care exact, plăteau da. Pe mare da. Și taman când trecea barca turcească s-a defectat sistemul de supraveghere. Deci de-aia nu... Chiar dacă l-ai la un moment dat, se defectează. Se ia curentul. Într-un anumit interval de timp se defectează și gata, ai dat bani degeaba pe... Sună într-un anumit fel această promisiune că până la sfârșitul anului toate vămile vor fi dotate cu scanere funcționale. Că sfârșitul anului este 31 decembrie, să nu uităm. Și dacă pe 30 decembrie apar scanerele în vamă, până atunci ce se întâmplă? Ne putem imagina. Raiul evazioniștilor, dar asta este țara. Bun, acum, dacă îmi permite... Am la... sub ordinea președintelui ANAF-ului. Așa era funcțional, nu că e domnul președinte, sau... acolo domnul Teodorovici a greșit. Dar ce s-a întâmplat? Cu reorganizarea în 2013-2014, vama ca entitate a fost... desființată ca persoană juridică și a fost integrată în ANAF. Nu, trebuia lăsată ca persoană juridică în subordinea ANAF-ului și, într-adevăr, președintele ANAF-ului avea toate instrumentele pentru a îmbunătăți colectarea. Iar legat de direcția de antifraudă, ea a fost înființată pentru combaterea marii evaziuni și să știți că de multe ori, prin 2014-2015, se duceau la cei mici și îi speriau. Nu, direcția antifraudă trebuie să fie pentru combaterea marii evaziuni și e foarte bine ce face domnul președinte Iușcă, folosește această instituție pentru combaterea marii evaziuni. Domnule Heiuș, vreau să faceți un comentariu. Da, și probabil că mă și opresc. Știți că de la 1 iulie și ANAF-ul, dar și Autoritatea Vamală Română implementează acea aplicație informatică ROE Transport, deci un radar a mărfurilor. Și practic toate produsele cu risc fiscal care intră și tranzitează, se mișcă în interiorul României, se vor putea deplasa doar după ce obțin un cod unic de transport. Acest lucru eu cred că va duce la creșterea conformității la declarare a produselor cu risc fiscal și ne vor ajuta foarte mult în lupta împotriva evaziunii fiscale și pe noi cât și pe colegii noștri care lucrează în vân. Da, aveți un target sau nu știu, aveți o țintă trasată de Ministrul Finanțelor să creșteți colectarea cu un anumit procent? Și ce se întâmplă dacă nu se realizează acum, asta? Domnul ministru, el vă poate explica foarte bine care este mecanismul în care se stabilește planul de încasări. Întotdeauna se pornește de la veniturile care sunt stabilite prin legea bugetului. Iar la rectificare, întotdeauna, de obicei, veniturile cresc și ținta pe care o ai tu ca și ANAF de colectare, e normal să crească, este firesc. Dar dacă discutăm de țintă, ceea ce îmi doresc eu ca la sfârșitul anului, să creștem, de fapt, ponderea veniturilor fiscale în PIB, pentru că acesta este cel mai relevant indicator. Dacă anul trecut era 26,1, ținta noastră, asumată și prin PNRR, este de o creștere cu 0,5 anul acesta și să ajungem la o creștere cu 2,5 puncte până în 2025. Da, să știți că de fiecare dată șefii ANAF sau Ministerul Finanțelor de fiecare dată promitea același lucru, că o să creștem colectarea, că până la urmă asta era secretul. Dacă urmăriți evoluția, în fiecare an colectarea a crescut. A crescut, dar nu atât cât să fie mulțumitoare, pentru că avem niște cheltuieli foarte mari comparativ cu ce bani se adună. Întotdeauna veniturile sunt limitate și cheltuielile sunt nelimitate. Și de aici apare... o prioritizare a cheltuielor pe care trebuie să o facă guvernul. Asta e altă discuție, că nu o să facă nimeni prioritizarea asta a cheltuielilor. Eu nu stăm chiar bine la colectare la nivel de Uniune Europeană, domnule Hăiuș, deci din punctul acesta de vedere, misiunea dumneavoastră este una destul de grea și ușoară în același timp, pentru că eu am o teorie pe care o spun. Atunci când totul e ruină, fiecare cărămidă pe care o așezi în picioare se cunoaște.
Deci dumneavoastră, din punctul meu de vedere, cu modestia neprofesionistului, vă spun că aveți și o oportunitate foarte mare în faptul că nu suntem pe loc fruntaș, pentru că puteți lăsa în urmă o moștenire, dacă pot să zic așa, a lucrului făcut așa cum trebuie și eu sunt convins, văzându-vă și cunoscându-vă, sunt convins că așa se va întâmpla. Vă urez mult succes! Mulțumesc frumos! Știți că în perioada în care domnul Ialomițeanu era ministru de finanțe, eram director în județul Hunedoara, au fost cel mai mare grad al venitului fiscal în PIB, undeva în jur de 30%. Deci se poate. 30% pe venituri fiscale. Total 33%, domnule. Bine, mulțumesc foarte mult, domnule Heiuș, pentru intervenția dumneavoastră din această seară. Luăm o pauză de publicitate și discutăm și despre alte subiecte, să vedem ce se întâmplă între politicienii din Ucraina, doamnelor și domnilor, pentru că fostul președinte Petro Poroșenko se plânge că nu a fost lăsat să iasă din țară, deși avea programate niște întâlniri în Lituania și de asemenea în Olanda. Ce se întâmplă acolo, noutățile pe acest subiect imediat după o scurtă pauză. Sunt tensiuni majore între politicienii ucrainieni. Fostul președinte Petro Poroșenko, opozantul politic al lui Zelenski, se plânge că nu a fost lăsat să plece din Ucraina și amenință cu ruperea armistițiului politic în plin război cu Rusia. Poroșenko voia să meargă la Vilnius și Rotterdam, dar autoritățile nu i-au permis să părăsească țara. Iar mâine ar putea fi decis acordul privind embargoul asupra petrolului rusesc, un compromis cu care să fie de acord și Ungaria. Practic am vorbit despre un embargo asupra țițeiului rusesc pe mare și nu prin conducte, care reprezintă doar o treime din importul către Uniunea Europeană. Iar Biserica Ortodoxă din Ucraina anunță ruperea de Biserica Ortodoxă Rusă, deși aceasta neagă scindarea și vorbește în continuare despre unitate în credință cu frații ucrainieni. Vorbim întâi despre Petro Poroșenko. Ce s-a întâmplat? L-am văzut în niște imagini, Silviu Sergiu, pe domnul Petro Poroșenko cu arma la mână, cu arma în mână la începutul războiului. Da. Acum iată că a început războiul între ei, între Zelenski și Petro Poroșenko. Ei oricum erau opozanți politic, făcea parte din opoziția din Parlament, și spune serviciul său de presă că i s-a refuzat pur și simplu să treacă granița pentru a participa la adunarea parlamentară a NATO de la Vilnius, deși a primit toate permisiunile oficiale de a părăsi țara în calitate de membru permanent al delegației ucrainiene. Ce să se fi întâmplat acolo? Bun, acum, în condiții de stare de asediu sau nu știu exact cum e declarată, cum e legislația ucraineană, sunt destul de multe restricții. Sunt, dar liderii ucrainieni, ministrul de externe, s-a dus la întâlniri peste hotare, fără niciun fel de problemă. Da, pentru că e vorba de cei care reprezintă statul în astfel de condiții și e vorba de premier, de președinte, de ministru de externe. Domnul Poroșenko este liderul opoziției în momentul de față și are funcție publică, că e parlamentar, dar nu cred că are o calitate, neapărat un mandat. Poate n-a avut mandat pur și simplu să meargă la adunarea parlamentară a NATO. Acolo trebuie să meargă, din punctul meu de vedere, eu nu-l blamez pe Zelenski dacă a dat decizia asta sau dacă s-a discutat la un moment dat, pentru că trebuie să existe o coerență de mesaj, de atitudine. Nu te poți duce să susții niște lucruri care sunt nu în contradictoriu, că bănesc că domnul Poroșenko are suficientă, ca să zic așa, experiență politică să meargă acolo cu un mesaj care să fie în concordanță cu cel al autorităților, al președintelui. E totuși criză, război, toată lumea e unită în jurul politicienilor care din Ucraina și președintele are o cotă importantă de susținere, am văzut. Dar, mă rog, cazul e ciudat, pentru că el spune că a primit toate permisiunile oficiale să iasă din țară și brusc a fost reținut practic în Ucraina, fără să îi se permită să meargă. L-au suspectat oare că face niște jocuri, ce ar însemna suspendarea sau ruperea armistițiului politic? Și ce ar însemna să vedem o luptă internă? Nu, asta ar fi de nedorit, pentru că ar fi o fisură majoră care ar fi cu siguranță speculată de Rusia. Și, dar eu nu cred că domnul Poroșenko face un joc anti-ucrainean în momentul de față. Pentru că dacă ar fi fost așa, și pentru că e o stare de asediu, e o stare de urgență maximă,
Există instituții din domeniul securității naționale care s-ar fi sesizat, că l-ar fi prins până la urmă dacă face jocurile Rusiei sau ar fi făcut. Adică ați văzut cu domnul acela din delegația de negociere a Ucrainei, a fost eliminat imediat, că existau niște suspiciuni că nu reprezintă țara cum trebuie. Dar eu cred că opoziția vrea și ea să vorbească în momentul de față despre război și să capitalizeze până la urmă. Dar totuși nu poți să interzici unui politician că e de opoziție, da, să iasă din țară, să ducă la în mod întâlnire. Cert, administrația Zelenski va trebui să vină cu o explicație foarte clară, pentru că e o limitare a libertății domnului Poroșenko, libertatea de mișcare. Trebuie, adică, nu, într-adevăr, nu poți... Adică să nu vorbim despre dictatura rușilor și despre teroarea rușilor, ci să vedem și de la echipa Zelenski venind de aceleași... Exact, în astfel de perioadă poate uneori există acest impuls să fii mai dictatorial decât ar trebui să fii, că ai instrumente, știi cum, în timpul stării de asediu nu mișcă nimeni în front, că asta e legea marțială. Asta ne mai trebuie încă un dictator în apropiere. Nu, nu cred că e cazul, dar într-adevăr niște explicații trebuie date în legătură cu, dacă nu a existat un, dacă le cere cineva, un motiv serios. Bun. Cine să-i le ceară? E eroul lumii. Domnul Poroșenko și colegii săi de partid poate să facă presiuni în momentul de față, chiar poate să nu rupă armistițiul, că asta nici nu cred că le-ar folosi lor, i-ar afecta politic dacă ar face gestul ăsta, pentru că în astfel de situație de criză să pui capăt unui armistițiu cu puterea... Da, am văzut niște informații chiar că ar fi vrut să fugă din țară domnul Poroșenko, domnule Demeț. Da, nu, eu cred că Zelenski în această perioadă a fost extrem de iscusit din punct de vedere politic, pe de o parte făcându-și meseria de președinte al Ucrainei și solicitând sau încercând să obțină cât mai mult pentru țara lui în acest moment, dar în același timp, dacă este să fim corecți, și capitalizând politic, hai să ne gândim, și la Cannes a fost, la deschiderea de la Cannes, adică aproape că nu există loc unde să se adune niște mulți oameni sau care să aibă o imagine puternică și să nu apară și dumnealui să dea un mesaj. În acest context, cu siguranță opoziția care vede decalajul acesta și care a tolerat cumva la nivel internațional acest decalaj de imagine, pentru că e război, pentru că oamenii mor în țara lor și pentru că imaginea n-ar trebui să fie o prioritate, probabil că la un moment dat domnul Poroșenko a zis, băi, hai să încercăm și noi, adică trebuie și noi să ne facem treaba noastră și de opoziție cumva. Sigur că nu mai avem o poziție atât de puternică față de Zelenski în acest moment, dar hai să fim și noi o voce. Și probabil și-au dorit să fie o voce și să crească și ei cumva, să-și crească profilul în fața partenerilor internaționali. Probabil că asta s-a întâmplat și sunt de acord cu domnul Sergiu că aici ar trebui să iasă o explicație la domnul Zelenski. Eu cred că va fi și o presiune publică. Sau, ok, s-a întâmplat odată, probabil că domnul Poroșenko va mai vrea odată, vom vedea, să meargă undeva, vom vedea dacă se repetă incidentul și atunci vom putea să vedem un tipar. Dacă a fost doar un accident, doar o chestiune conjuncturală sau deja devine un tipar. Da, dacă devine un tipar, putem și să punem alte întrebări. Îmi cer scuze, e un detaliu important. În decembrie 2011, Petro Poroșenko, mărturisesc că îmi scăpase, dar citind acum l-am descoperit, a fost pus sub anchetă oficială pentru înaltă trădare, fiind acuzat de legături cu finanțarea forțelor separatiste din regiunea Donbass. Și deci, să fie avut acum niște informații proaspete în legătură cu chestiunea asta? Păi nu, dar dacă e o anchetă în curs, te duci acolo să reprezinți statul, mă rog, s-ar putea să fie niște probleme, dar încă o dată și domnul Poroșenko e nevinovat până la stabilirea definitivă și irevocabilă a vinovăției. Da, da, dacă sunt niște suspiciuni, rezonabile, da, atunci... Poate să fie o justificare, că nu trimiți unul care are, domne, dacă are niște acuzații ferme sau există un scandal din ăsta, nu te expui. Nu știm dacă e așa, încă o dată. Și domnul Zelenski, cu cât de simpatic e, că e un președinte cu carismă, poate e o răspundere politică, nu avem de unde să știm, că să mai practică. Adică Ucraina nu este o democrație, acolo, la ea ca la un reper, acolo Bine, și mobilitatea parlamentarului e una diferită pe stare de război. Adică poate să invoce regulamentul parlamentarilor pe stare de război. Și atunci clar că nu mai ai ce să faci, în sensul că parlamentarii trebuie să stea în parlament și să rezolve urgențele care apar. Adică cred că asta ar fi mult mai plauzibil
Și nu cred că se pune problema despre opoziție sau să apar cu declarații care nu și-au rostul în acest context. Bun, să vorbim și despre înarmarea Ucrainei. Iată, Donald Trump a ieșit cu declarație că nu e de acord cu trimiterea de ajutor militar în Ucraina. Înainte ar trebui să construim școli sigure pentru copiii noștri. Apropo de nenorocirea care s-a întâmplat în Texas cu acel băiat de 18 ani care a ucis 19 copii și profesori. Ce spuneți, domnule senator? Da, acum Donald Trump profită puțin de conjunctura nefericită și incidentul nedorit din America, făcând declarație cu privire la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ucraina trebuie susținută, pentru că altfel nu vor putea reuși să facă față acestei nenorociri venite din partea Federației Ruse, iar declarația fostului președinte al Statelor Unite n-are nicio legătură cu actualul context, doar vrea să mai apară, din punctul meu de vedere, cu o declarație care să stârnească puțin interesul americanilor, nici de cum, având la bază realitatea cu ceea ce ne confruntăm noi. Sunt două lucruri total distincte. Una, ceea ce se întâmplă în Statele Unite cu privire la folosirea armelor, și alta, de către populația americană, și alta este ceea ce se întâmplă în Ucraina, un popor care trebuie susținut din toate părțile, indiferent cum s-ar numi statul respectiv. Bun, din păcate pentru domnul Trump, care a ratat încă o ocazie să tacă din punctul meu de vedere, pentru că un minut mai e un populism evident la domnia sa. Din păcate pentru dânsul, America o să susțină Ucraina. Astăzi am avut o întâlnire cu niște colegi de presă, cu un senator american, cu domnul Rob Portman, care, mă rog, s-a întâlnit și cu domnul Ciucă și l-am întrebat despre sistemul ăla de rachete MLRS defensivă. Sau? Și a zis, bineînțeles că îl trimit. Deci, domnule Ialomițeanu, concluzia. Războiul continuă, din păcate, și prin faptul că nu sunt semne de pace, sigur va fi foarte greu, statele din Occident și Statele Unite vor susține Ucraina, pentru că așa este normal, pentru că nu poți să-i lași de izbeliște. Iar legat de fostul președinte al Ucrainei, nu cred că numai dânsului s-a întâmpla, cred că trebuia să meargă o delegație și cred că delegația parlamentară nu va merge la acel eveniment. Nu cred că s-a pus problema numai persoanei respective. Și aici trebuie să fim foarte atenți, sigur că nu pot să lași și Ucraina de izbeliște, deși m-aș bucura ca economist să termine războiul, pentru că implicațiile economice vor fi foarte da, dure. Toți ne dorim asta, mai ales că lumea e amenințată și de o criză alimentară. Ne apropiem de finalul emisiunii. O să vorbim poate mâine mai aplicat despre embargoul sau despre înțelegerea din Uniunea Europeană pe petrolul rusesc, pentru că sunt disensiuni, se negociază de o lună pe tema aceasta. O să vorbim mai multe mâine seară de la ora 21. Rămâneți pe B1 TV, o seară liniștită să aveți!